Noi săptămâna trecută, ultimele lucruri pe care le-am vorbit au fost despre particularități în aplicarea formulelor structurale. Cu cei care au făcut deja seminar au văzut deja, au recapitulat acolo împreună cu mine, mai ales cei care n-au citit nimic pentru seminar. Atenție că din momente în care o să fie nevoie să și marcăm câteva pe acolo. Și am vorbit despre trei mari particularități pe care le putem întâlni în aplicarea formulelor structurale. Vedeți că în prima fază, noi când am dedus gradul de mobilitate pentru mecanismele plane, relația a fost până aici. Da? Și după aceea am spus că în cadrul unor mecanisme putem întâlni și particularități. Și o particularitate a fost legătura pasivă. Am zis că trebuie să ținem cont de această particularitate dacă există, deci analizăm mecanismul, dacă există, ținem cont și apare o valoare pentru acest termen care se calculează cu o relație clasică pentru grad de libertate în plan 3n-2c5-c4 și de fiecare dată la aceste particularități am pus și indice ca să nu confundăm termenii cu cei pe care îi utilizăm când calculăm până aici gradul de mobilitate. O altă particularitate a fost mișcări independente. Dacă avem aceste mișcări independente, sigur că trebuie să ținem cont de ele, să calculăm gradul de libertate și apare aici valoare pentru acest termen. Cele două particularități au câte un termen în relația aceasta, care este relația completă pentru gradul de mobilitate și este ușor să identificăm. Ținem cont de acest lucru. Bineînțeles, repet, identificăm, analizăm mecanismul, identificăm particularitățile, dacă există, ținem cont, dacă am tras concluzia că nu există, putem să zicem că aceste valori pentru termenul respectiv sunt zero. A treia particularitate despre care am vorbit a fost legată de cupla cinematică multiplă. Prin definiție, cupla cinematică leagă între ele două elemente. Dacă leagă mai multe de două elemente, sigur că este tot cuplă cinematică, dar este una particulară și o numim cuplă cinematică multiplă. Ținem cont de ea dacă există. Determinăm gradul de multiplicitate care este egal cu numărul de elemente pe care le leagă minus 1 și numărând de atâtea ori cupla simplă cât este gradul de multiplicitate. Da? Nu avem termen, dar când analizăm pentru mecanism câte cuple de clasa 5 avem, le numărăm, acolo va trebui să ținem cont. Uităm, o să avem surprize când calculăm gradul de mobilitate, da? Și după aceea va trebui să analizăm mai mult. De aici mergem mai departe. Și am spus că o analiză structurală presupune două mari etape. O primă etapă a fost determinarea gradului de mobilitate în vederea stabilirii dezmodromiei mecanismului. Mecanismul este dezmodrom de specia întâi. Dacă numărul gradelor de mobilitate este egal cu numărul elementelor motoare, da? Și urmează un al doilea pas despre care vom discuta astăzi și pentru care vom analiza niște situații. Și anume este vorba de împărțirea mecanismului în grupe cinematice. Când am făcut aceste două etape și am prezentat mecanismul, l-am și împărțit în grupe cinematice, atunci spunem că analiza structurală este completă. Și, bineînțeles, mecanismul este pregătit pentru alte analize, pentru că și noi vom continua cu analiza cinematică. Și analiza cinematică o să vedeți că o putem face pe grupe cinematice, iar cei de la mecatronică, v-am spus că semestrul următor vor continua și cu analiza cinetostatică și analiza cinetostatică se face tot pe grupe cinematice. Da. De aici pornim mai departe. Sigur, aceste două lucruri le-am stabilit săptămâna trecută. Schema structurală, care nu ține cont de dimensiunile elementelor, respectiv schema cinematică, care deja ține cont și de tipul cuplelor cinematice.
Și aici ne-am oprit săptămâna trecută la conexiuni. Vă spuneam că nu voi intra în amănunte prea mari legate de aceste conexiuni. Vedeți că ele sunt niște restricții sau constrângeri în mișcarea relativă din elemente. Există conexiuni cinematice, conexiuni dinamice, noi discutăm despre cele geometrice. Conexiunile, vă spuneam, că se notează cu litera kappa. La conexiuni, avem trei tipuri de conexiuni. Avem conexiuni de tip A, conexiuni de tip B și conexiuni de tip C. Da? Conexiuni de tip C. Conexiunile de tip A conțin o singură cuplă cinematică. Doar cupla cinematică și niciun element. Acestea sunt conexiunile de tip A. Conexiunile de tip B conțin un element și două cuple cinematice. Da? Conexiuni de tip B. Și respectiv conexiunile de tip C pot să fie de orice alcătuire. La aceste conexiuni, sigur că le vom identifica, mai adăugăm și grad de libertate, care se adaugă aici, și scriem cât este, care se calculează exact cu relația pe care o știm, 3n minus 2c5 minus c4. Da? Bun. Aici aveți niște conexiuni, sigur că nu e cazul să vă copiați tabelul acesta. Deci vedeți conexiuni de tip A. O cuplă cinematică de clasa 5-a, deci numai cupla cinematică. Aici desenul este făcut, cupla cinematică este cu linie îngroșată, celelalte linii subțiri, ca să vedeți că sunt legături dintre elemente. Conexiunea de tip A cu o cuplă cinematică de clasa 5-a sau de translație are gradul de libertate minus 2. Da? Deci dacă calculăm cu relația aceea 3 n minus 2c5 minus c4. În cazul nostru, n este 0. O cuplă de clasa 5-a, niciuna de clasa 4-a. Înseamnă că n este minus 2. Și atunci putem să punem aici la între paranteze. La o conexiune de k minus 2, poate fi considerată doar cupla cinematică, nu elemente, doar cupla în sine. Dacă este o cuplă de clasa a patra, conexiunea este de tip K A minus 1. Vedeți că poate să fie... Da. Bineînțeles, pe aceeași chestie. Asta este 0, asta este 0, asta este 1. Deci L este minus 1. Conexiunile de tip B conțin un element, da? Și două cuple cinematice. Aici este dat exemplu cu cuple cinematice de clasa 5. Două de rotație, una de rotație, una de translație, două de translație. Depinde. Dacă calculați gradul de libertate, va fi un element, este 3 ori 1, minus 2 ori 2, este minus 4, ăsta este 0, minus 4 plus 3 ne dă minus 1. Conexiune de tip KB minus 1. Dacă este vorba de o cuplă cinematică de clasa 5-a, una de a 4-a, da? Vedeți cupla cinematică superioară de aici, cupla cinematică de rotație, gradul de libertate este 0 și atunci este o conexiune de tip KB-1. Pe noi ne vor interesa mai mult conexiunile de tip KB-1, adică este 0, pardon, am zis aici, dar conexiunile de tip KB-1, mă gândeam puțin mai departe, ne vor interesa pe noi. Iar conexiunile de tip C pot să fie două elemente, trei cuple cinematice, dacă sunt trei de clasa 5-a, vedeți aici exemple, poate să iasă cu grad de libertate 0, grad de libertate altă valoare. De ce am spus că mă interesează sau ne interesează conexiunile de tip KB-1? Pentru că noi vom apela și vom utiliza o proprietate a conexiunilor care spune în felul următor. O conexiune de tip KA minus 1 poate fi înlocuită
cu o conexiune de tip K B minus 1. Da? Deci pe această proprietate ne vom baza în etapa care urmează de împărțire a mecanismelor în grupe cinematice. Da? Proprietatea care ne spune o conexiune de tip K minus 1 poate fi înlocuită cu o conexiune de tip K B minus 1. K minus 1 înseamnă, și asta ne va interesa mai mult, unde avem o cuplă, asta deci, cuplă cinematică superioară, da? Și o vom înlocui cu o conexiune de tip KB-1, care deja înseamnă un element și două cuple cinematice de clasa 5. Pe rotație, că e translație, asta nu are nicio importanță, am două sunt de clasa 5. Și să vedem cum vom utiliza această proprietate. La ce ne va ajuta această proprietate? În primul rând, etapa următoare pe care o parcurgem este să definim grupa cinematică. Sigur, grupa cinematică mai este numită și grupa structurală sau grupa ASUL. Ce este grupa cinematică? Un lucru foarte important. Este lanțul cinematic deschis, cel mai simplu, care conține doar cuple cinematice inferioare, da? Deci asta este un element important, numai cuple cinematice inferioare și care adăugat sau scos din mecanism nu modifică gradul de mobilitate al acestuia. Da? Deci este o definiție pe care foarte mult o să o utilizăm. Ne va interesa foarte mult acest lucru, pentru că avem nevoie de grupe cinematice. Da? Deci vedeți că este un lanț cinematic deschis, cel mai simplu. Rețineți, doar cuple cinematice inferioare, care adăugat sau scos dintr-un mecanism, nu modifică gradul de mobilitate sau mobilitatea acestuia. Dacă, prin definiție, grupa cinematică conține doar cuple cinematice inferioare, cum rezolv problema să împart în grupe cinematice un mecanism care conține o cuplă cinematică superioară? De exemplu, la mecanismul cu camă, contactul dintre camă și tachet, nu? Sau când am un mecanism cu roți dințate, contactul dintre flancurile dinților, unde am o cuplă cinematică superioară. Pe dacă, în definiție, spune că numai inferioare, înseamnă că trebuie să fac ceva cu cuplă aceea superioară. Pentru aceasta, ne vom baza pe o transformare, vedeți că o denumire interesantă, instantaneu, izocinematică, da? Izocinematică, sau izocinetică, cum doriți să-i spuneți. Da? Care ne permite să transformăm o cuplă cinematică superioară, o conexiune K-1 într-o conexiune K-B-1. Instantaneu înseamnă că pentru acea poziție a elementelor, sau respectiv, când desenăm schema cinematică unui mecanism și facem desenul la scară, da? Că de la asta înseamnă la mecanism, schema cinematică, ținem cont de lungimile elementelor, de tipul cuplelor cinematice. Cunoscând lungimile, desenăm la scară, avem mecanismul într-o poziție și în poziția respectivă, de aia spune instantaneu, facem această transformare izocinetică. Poate n-ați întâlnit încă noțiunea, dar sigur ați întâlnit noțiunea de transformare izobară. Ce înseamnă? Presiune constantă. Transformare izotermă. La temperatură constantă, nu?
Aici zicem izocinetică, pentru că ceea ce vom obține, în loc de ceea ce este, va face exact aceeași mișcare. Deci mișcarea pe care o transmite este aceeași. Asta înseamnă că îi spunem instantaneu izocinetică, menținem mișcarea. Bun. Cum vom face asta? Uitați, aici este dat un exemplu pentru o cuplă cinematică superioară. Da? Considerați că este vorba de profilul tachetului, profilul camerei și, respectiv, profilul rolei tachetului. Aici, în punctul acesta, avem o cuplă cinematică superioară. Nu? Avem această situație. O suprafață, cazul acesta este pentru două suprafețe convexe. Da? Aici, considerând numai cupla cinematică, avem o conexiune kA minus 1. Conexiunile se marchează pe desen cu linie întreruptă. Așa este regula. Ușa este acolo. Da? Deci dacă lipsește bunul simț, ușa este acolo. La revedere, nicio problemă. Da? Conexiunea kA minus 1 și pe aceasta o transformăm într-o conexiune kA minus 1. Repet, conexiunea kA minus 1 înseamnă numai cupla cinematică de aici, de clasa a 4-a superioară. Este punctul de aici. Cum procedăm ca să facem această transformare? Din conexiunea kA minus 1 să înlocuim cu o conexiune kA minus 1. În punctul de contact se duce normala comună la cele două suprafețe, da? Normala comună, da? La cele două suprafețe. Cele două suprafețe se rostogolesc una peste cealaltă, da? Pentru porțiunea aceasta infinitezimală de la acest element, determinăm centrul de curbură. Centrul de curbură se va găsi pe această normală, da? Presupunem că este aici, și acolo amplasăm o cuplă cinematică de clasa a 5-a, pentru că cele două suprafețe se rostogolesc una, cele două borde se rostogolesc una peste cealaltă. Aici am notat centrul de curbură pentru elementul 1, iar distanța de aici până aici este raza de curbură. Da? Acest ρ1 este de aici până aici. Pentru cealaltă suprafață, cea de aici, tot pentru porțiunea infinitezimală din punctul de contact, determinăm centrul de curbură pentru suprafața aceea. Da? Este pe normală, în punctul respectiv, care acolo sus a fost notat cu centrul de curbură, K2, amplasăm o a doua cuplă cinematică de rotație, pentru că și acesta se rostogolește peste celălalt. Distanța de aici și până aici este raza de curbură notată cu ρ2, iar între cele două cuple cinematice punem un element, da? Și atunci înlocuim această cuplă cinematică, această conexiune kA minus 1 cu o conexiune de tip kB minus 1, care înseamnă un element și două cuple cinematice de clasa 5-a. Inferioare de data asta. Da? Și atunci ne încadrăm în definiția respectivă. Da? Distanța de la K1 la K2, lungimea elementului, este egală cu suma razelor de curbură pentru cele două suprafețe. Da? Sigur că centrul de curbură putem să-l definim. Hai să desenăm un pic mai... Da. Pentru porțiune infinitezimale. Dar zicem aici în punctul de curbură, în punctul de contact, considerăm două puncte în stânga și în dreapta. Sigur că este vorba, vedeți, punctele, centrul de curbură este pentru porțiunea aceasta, nu pentru întreaga suprafață. Aici se apară un cer de rază egală cu raza de curbură, care se numește cer osculator, care copiază foarte bine porțiunea respectivă de acolo. Da?
Hai să vedem. Cum am putea să determinăm? Ajutați-mă voi să găsesc centrul unui cerc care trece prin aceste trei puncte, da? Și copiază foarte bine porțiunea respectivă. Cum aș putea să găsesc centrul unui cerc dacă își cunosc trei puncte de acolo? Centrul cercului care trece prin cele trei puncte. La geometrie, la asta. Geometrie, voi n-ați făcut clasa pregătitoare, dar cred că acum se face să la clasa pregătitoare 0 sau clasa 3. Copiii când ajung în clasa 4 deja știu să facă diferențiale, integrale, nu? La ora actuală. Sau încă nu? Nu, nu chiar așa. Dar dacă de curând? Păi, dacă uniți, avem aici două drepte, mediatoarea acestui segment cu mediatoarea acestui segment, da? Ce înseamnă mediatoarea? Perpendiculară pe jumătatea în mijlocul segmentului, punctul de intersecție a celor două mediatoare ne dau chiar centrul cercului care trece prin aceste trei puncte. Nu? Așa se poate determina aici, dacă dorește cineva să determine exact. Sigur că noi, în analizele noastre, o să înlocuim și o să vedem, ne luăm la modul aproximat. Deci, o conexiune K minus 1, o înlocuiesc cu o conexiune K B minus 1. Aici avem situația cele două suprafețe convexe. Lucru pe care o să-l aplicăm când discutăm despre mecanisme unde întâlnim o cuplă cinematică din aceasta superioară. Ca să putem împărți în grupe cinematice. Aici sunt date niște exemple. Da? Cele două suprafețe sunt convexe. Ce a fost mai înainte? Vedeți, aici sunt cercurile, așa numite cercurile osculatoare, care copiază foarte bine porțiunea respectivă, sigur. Această suprafață nu este un arc de cerc, atunci, sigur, centrul de curbură este în centrul cercului, da? Și întâlnim ceea ce am discutat mai înainte. Asta este o conexiune KB minus 1. În cazul în care contactul este între o suprafață convexă și o suprafață plană, da? Aici avem tot o cuplă cinematică superioară, o conexiune K minus 1, da? Aici. Practic procedăm exact ca și aici, da? Cu o mică observație pe care ne spune colegul. Care ar fi observat? Cui transmiți acolo mesajul? La fete? Păi bine, nu, nu ești pe telefon. Eu vă mai rog încă o dată, este absolut ultima dată. În momentul în care mai văd pe cineva că folosește telefonul tipul aplicat orelor mele, curs, seminar, laborator, automat pleacă din sală. Nici nu mai discut. Deci vă rog să ne înțelegem, da? Pur și simplu este o lipsă de respect total. O să vin la seminar, o să trebuiască să faci asemenea lucruri și atunci sunt foarte curios cum o să le faci, da? Foarte curios. Foarte bun. Da, bun. Deci revenim. Cum procedăm? Ca și mai înainte. Avem un punct de contact. În punctul de contact ducem normal la comună. Pentru această suprafață procedăm ca și aici. Consume infinitesimală. Determinăm centrul de curbură pentru raza cercului osculator în punctul respectiv. Va fi undeva aici. Ca și asta de aici este acolo. Pentru cealaltă suprafață plană, dacă suprafața este plană, raza de curbură este infinită, nu? Și centrul de curbură este la infinit. Și în această situație, puncta cinematică, deci o rotație în jurul infinitului, se transformă într-o translație. A doua cuplă cinematică va fi o cuplă cinematică de translație. Nu mai avem încă una de rotație, da? Deci, pentru suprafața aceasta plană, care are centrul de curbură la infinit, da? A doua cuplă cinematică nu mai este de rotație, ci este de translație. Sigur, procedăm la fel, unim cele două cuple cinematice și conexiunea aceasta de aici este tot o conexiune de tip K pe minus 1, la care avem un element, da? De aceea se marchează aici că este un singur element,
cinematice de clasa 5-a, una de rotație și una de translație. Da? Este marcat aici, da? Elementul și cele două cuple cinematice. Elementul și cele două cuple cinematice. Aici sunt de rotație, aici una e de rotație, una e de translație. Deci în cazul în care întâlnim asemenea situații, suprafață convexă cu suprafață plană, acolo procedăm în acest fel. Da? Bun. Mergem mai departe. Am spus că grupele cinematice conțin un număr întreg de elemente și cuple cinematice. Cred că sunteți de acord că o grupă cinematică nu poate să conțină 1,5 elemente și 1,5 cuple cinematice. Cred că este clar pentru toată lumea. Da? Și atunci, cum determinăm numărul minim de elemente și cuple cinematice pe care le poate conține o grupă cinematică? Sau cea mai simplă. Pornind de la relația aceasta, da? A gradului de libertate pentru această situație de aici. Da? În care, observați, lipsește termenul C4, pentru că nu mai avem cuple cinematice superioare. Prin definiție am zis, grupa cinematică este un alt cinematic deschis, care conține doar elemente cuple cinematice inferioare, deci nu mai avem superioare. Asta înseamnă că lipsește termenul acela. Și continuarea cum a fost? Care adăugat sau scos din mecanism nu modifică gradul de mobilitate. Nu? Dacă eu îți dau ție ceva și tu n-ai primit nimic și tu îmi dai mie ceva și eu n-am primit nimic, înseamnă că ne-am dat fiecare câte un zero. Da? Te-am dat 0 lei și ai rămas cu ce ai avut. La fel. Deci gradul de libertate, ca să nu modifice gradul de mobilitate al mecanismului, dacă scoatem sau adăugăm mecanismul, trebuie să fie 0. Da? Și pornind la această idee, gradul de libertate, care este 3N minus 2C5, egal cu 0. Da? De aici l-a scos pe C5. C5 va fi egal cu 3 ori N supra 2. Da? Da. Și acum putem trage concluziile. Numărul de elemente, în primul rând, observați aici 2, 4, 6, ca să respectăm această condiție grad de libertate 0, trebuie să fie număr par. Nu putem avea în grupa cinematică un element. Păi dacă avem un element, vine 3 ori n e 3, împărțit la 2, 1,5 cuple cinematice. Nu știu cum arată 1,5 cuple cinematice. Aia una știm cum arată, dar jumătatea aia nu știm cum arată. Dacă avem două elemente, vine 6 împărțit la 2 în 3. Deci putem avea cea mai simplă configurație a unei grupe cinematice, este două elemente și 3 cuple cinematice. Două elemente și 3 cuple cinematice. Dacă avem 4 elemente, sunt și grupe situații în care cea mai simplă grupă, sau avem nevoie și de o grupă cinematică cu 4 elemente, atunci include 6 cuple cinematice, nu? Pentru că vine 3 ori 4 e 12, împărțit la 2 e 6. 6 cu 9. Da? Deci reținem că cea mai simplă grupă cinematică conține două elemente și 3 cuple cinematice. Da? Pornind de la ideea că gradul de libertate a grupei cinematice trebuie să fie 0, atunci respectăm ce scrie aici. Care adăugat sau scos dintr-un mecanism, nu-i schimbă acestea graduri de mobilitate. Că dacă dau ceva și nu se schimbă, scot ceva și nu se schimbă, înseamnă că am adunat sau am scăzut ceva cu 0, valoare 0. Și atunci, gradul de libertate trebuie să fie 0. De acolo tragem această concluzie. Grupele cinematice conțin elemente doar un număr par și respectiv sigur ce rezultă numărul de cuple cinematice din relația respectivă. Da? 3, 6, 9, 2, 4, 6. Grupele cinematice le clasificăm în două, după clasă și după ordine.
în clase și în ordine. Cine ne dă clasa? Clasa grupei cinematice este dată de conturul poligonal cel mai complex, cel mai complex conținut în grupă. Deci conturul poligonal cel mai complex conținut în grupă. Asta ne dă clasa. Pentru că finalul analizei cinematice va fi, cum am zis, împărțit în grupe cinematice și atunci spunem. Grupa cinematică are clasa putare, fiecare din grupele respective, și respectiv, vedeți, ordinul grupei cinematice este dat de numărul grupelor cinematice de legătură ale grupei cu restul mecanismului. Da? La fiecare grupă tematică se spune clasa și atunci închidem analiza structurală în mod complet. Știm tot despre ceea ce trebuie să știm. Bun. Notat, da? Aici v-am dat câteva exemple pentru ceea ce am spus mai înainte, da? Conexiune pe tip grupe cinematică. Grupe cinematică. Cea mai simplă grupă cinematică, uitați, este formată din două elemente și una, două, trei cuple cinematice. Două elemente, trei cuple cinematice. Aici sunt cele de aici, da? Sunt toate cu... Sunt toate grupe cinematice de clasa a doua, vedeți? Forma geometrică cea mai complexă. De data aceasta, elementele sunt de tip bară. Da? Deci, vedeți? De tip bară. Sigur, combinații. Trei cuple de clasa 5-a, de rotație. Tot trei cuple de clasa 5-a, una de translație, două de rotație. Și așa mai departe, combinații. Da? Translație, rotație, translație. Aceste grupe cinematice de clasa a doua, da? De clasa a doua, le putem clasifica în aspecte. Deci putem să spunem, această grupă cinematică este grupă cinematică de clasa a doua. Ordinul este 2 la acestea, pentru că, vedeți, numărul cuplelor cinematice de legătură cu restul. O legătură, cea de-a doua legătură. Aspectul este rotație, rotație, rotație. Aspectul este dat de tipul cuplelor cinematice din grupa respectivă. Tot de clasa a doua, da? Ordinul 2, două legături cu restul, rotație, rotație, translație. Rotație, translație, rotație. Translație, rotație, da, vedeți? Translație, rotație, translație și respectiv rotație, translație, translație. Da? Sunt combinațiile posibile pentru grupele acestea de clasa a doua. Ordinul 2, toate sunt de ordinul 2, două legături cu restul mecanismului. Aici este dat un exemplu de o grupă cinematică de clasa a treia. Forma geometrică cea mai complexă. Da? Forma poligonală, dacă doriți, cea mai complexă. Este un triunghi. Deci este de clasa a treia. Una, două, trei legături cu restul mecanismului înseamnă că este de ordinul 3. Clasa a treia, ordinul 3. Aici, dacă vă uitați, forma geometrică cea mai complexă închisă sau cuprinsă în grupa cinematică, este acest 4 la 3 de aici. Asta este deja de clasa a 4-a. Sigur, astea două sunt elemente ternare, da? Dar forma geometrică cea mai complexă, prin construcția respectivă, este un 4 la 3. Deci este de clasa a 4-a, o legătură, încă o legătură, ordinul 2. Aici aveți un exemplu pentru o grupă cinematică de clasa a 3-a. Forma geometrică cea mai complexă este
triunghiul, deci clasa a treia, o legătură, două, trei, patru cu restul, clasa a treia, ordinul 4. Da? Bun. M-am zis că mai pierd un pic de timp să fac prezență, dar numărul de aici pușcă exact cu ce este în sală. Domn profesor, dacă te puneam prezent, deja depășeam cu unul și cu mine cu doi. Merg în continuare pe încredere. Merg pe încredere că și voi sunteți cinstiți și aici pușcă cu numărul. Deci nu mai e cazul să pierd eu vremea cu stricatul, pentru că bănuiesc că m-ați spus pe altul și nu m-ați spus pe voi. Sper, da, dacă ați făcut așa, atunci să fiți sănătoși. Da. Dar până una alta, pușcă cu ce este în sală, lista respectivă. Bun. Pentru care chiar vă mulțumesc pentru corectitudinea respectivă. Recunosc că în puțini ani mi s-a întâmplat, data trecută n-am verificat, nici înainte, tot am mers pe când. Azi mi-am propus să fac o verificare, da? Sar peste faza respectivă, dar mi se pare că este corect să fie așa. Da? Și vedeți că acum se închide capitolul de structură. Da? Deci, ca și parcurs, toate fazele necesare ca noi să putem să facem o analiză structurală completă. Da? Repet, o analiză structurală completă înseamnă parcurgerea a două etape. O să facem după pauză, luăm un mecanism și eu așa fac totdeauna. Când închid un capitol, luăm un mecanism și analizăm pe acel mecanism, aici la curs, exact ceea ce am discutat până în momentul respectiv. Ca voi să aveți un exemplu și sigur, la seminar, după aceea, continuăm. Da, scurt. Sigur că dacă te gândești la ce am spus în primul curs, la structură, capitolul de structură, ai două note de primit. Pe structură, teorie, va fi de aici ceva la examen, și structură, problemă, care va fi o analiză structurală la un mecanism. Da? Deci, clar că un subiect de aici veți primi la examen. Da? Deci, revenim acum doar la o mică recapitulare, ca să avem pregătit pe ora viitoare. Două etape parcurse. Prima etapă, să stabilim dacă mecanismul este dezmotron. Pentru aceasta trebuie să calculăm gradul de mobilitate. Ca să calculăm gradul de mobilitate, avem nevoie să numărăm câte elemente avem în mecanism, câte cuple de clasa 5-a, unde intră cele de rotație, cele de translație, dacă avem speciale, elicoidale sau alte tipuri. Să verificăm câte cuple de clasa 4 avem și renumărăm și să notăm. Să analizăm dacă avem sau nu avem particularități și atunci dacă avem legături pasive, practic căutăm dacă există vreo definiția spune o grupă un lanț cinematic care face aceleași mișcări pe care le face un alt lanț cinematic. Deci, practic, noi am zis că verificăm dacă avem element pe care, sau elemente pe care le putem scoate din mecanism și mecanismul să funcționeze bine, mersi. În ideea că toate elementele sunt nedeformate sau doar o cuplă cinematică sau mai multe cuple cinematice la care putem renunța în această idee, atunci am identificat o legătură pasivă, îi calculăm gradul de libertate și ținem cont de termenul acela, sumă din LP. Vedem dacă avem mișcări independente, înghețăm mecanismul, luăm bucate cu bucate fiecare element, poate să facă o mișcare independentă. Dacă poate să facă, am identificat, calculăm gradul de libertate. Avem mai multe mișcări independente. La fiecare calculăm gradul de libertate și rezultatele le însumăm algebric. Respectiv, dacă avem mai multe legături pasive, putem face la fel, sau pur și simplu, cum v-am arătat la cei care ați fost la seminarul, putem analiza global. Mai multe legături pasive, le luăm global, rezultatul trebuie să fie absolut același, atunci este corect. Nu uităm să analizăm și dacă deținem, avem și a treia particularitate, și anume cuple cinematice multiple. Am identificat, când numărăm cuplele de clasa 5-a, acolo ținem cont de acea cuplă cinematică multiplă, de gradul de multiplicitate și o numărăm de atâtea ori cât este gradul de multiplicitate. O numărăm de atâtea ori ca și o cuplă cinematică simplă. Pe
În momentul respectiv avem tot ce ne trebuie, calculăm gradul de mobilitate, verificăm dacă gradul de mobilitate este egal cu numărul elementelor motoare, dacă totul este corect și pușcă această comparație, stabilim mecanismul este dezmodrom. În acest moment, mergem mai departe în pasul următor. Dacă mecanismul nu este dezmodrom, n-are rost să mergem mai departe și am făcut totul corect, înseamnă că ceva se întâmplă. Dacă mecanismul este real, există și îl analizați și vedeți că mișcă și voi ați stabilit că nu e dezmodrom, înseamnă că ceva ați greșit. Dacă mecanismul îl proiectați voi și stabiliți că e dezmodrom, atunci trebuie să analizați dacă n-am pus o legătură în plus, un element în plus, ceva că mecanismul nu funcționează. Când s-a terminat această etapă, trecem la a doua și am stabilit că e dezmodrom, împărțim în grupe cinematice. Pentru asta trebuie să ținem cont de definiția. Grupa cinematică este formată numai din cuple cinematice inferioare. Da? Vedem că avem în mecanism o cuplă cinematică superioară. Facem acea înlocuire instantaneu izocinetică despre care am vorbit și vom găsi un mecanism echivalent care pentru poziția respectivă face exact aceeași mișcare pe care o face mecanismul real. Înlocuim conexiunile K-1 cu conexiunile K-1, găsim mecanismul echivalent și atunci putem să împărțim în grupe cinematice, pentru că acolo nu vom avea numai cuple cinematice inferioare. Da? Și următoarea continuare a analizelor cinematică, cinetostatică, dacă este cazul, se face pe mecanismul acela echivalent. Da? O să vedeți că împărțirea în grupe cinematice se pornește întotdeauna de la elementul condus. Din aproape în aproape se vine către elementul conducător, iar împărțirea în grupe cinematice este corectă dacă toate elementele și toate cuplele au fost cuprinse în grupe, mai puțin elementul motor și cupla cu care acesta se leagă de elementul fix. În momentul respectiv, spunem că am terminat o analiză structurală complet, corect, dacă am rezolvat toate aceste lucruri. Asta o să facem imediat după pauză, pe un mecanism concret. Da? Da, bun, hai să luăm un mecanism, ca v-am promis. Și să-i facem o analiză structurală, completă, numai să fiți atenți. Elementul 1
elementul motor, cama. Elementul al doilea, notăm, sigur, analizăm tot ce mișcă, vine rola, rola care face o mișcare, da? Urmează tija rolei, care formează tacheta în locul cu rola, da? Urmează încă o rolă aici, elementul 4. Elementul acesta de aici este un singur element, acesta este elementul 5. Tija aceasta, împreună cu ciuperca asta de aici, care am marcat că este sudat, da? Formează încă un element 6. Și nu uităm că elementul fix îl numărăm o singură dată, așa este corect. Da? Asta înseamnă că avem 7 elemente. Da? Verificăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un singur element și elementul fix 7. Asta înseamnă că avem 7 elemente. Bun. C5 reprezintă numărul cupleor cinematice de clasa 5. În această categorie inducere de rotație, respectiv de translație. O să le marchez cuvintele. C, E, F, G. Și numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Dacă am numărat cuple de clasa 5-a într-o primă fază, verific dacă am sau nu particularitatea care se numește cuplă cinematică multiplă. Ne uităm. Avem vreun element aici, vreo cuplă cinematică care leagă mai mult de două elemente? Da. Unde? Spuneți-mi. Camă rolă. Camă rolă. Aici e o cuplă de clasa 4. Care sunt multe? Cupla A, da? Leagă elementul fix de elementul 1. B-ul leagă elementul 2 de elementul 3. 2. Da? C-ul leagă elementul fix de elementul 3. 2. D-ul leagă elementul 4 de elementul 3. 2. E-ul leagă elementul fix de elementul 5. 2. F-ul și G-ul leagă elementul fix de elementul de numărul 6, elementul fix de elementul numărul 6. Deci, da. Nu avem nicio cuplă multiplă. Da? Păi, uite. Bine? Deci, analizați. Eu vă rog totdeauna să analizați. Nu vă aruncați așa, ci uitați-vă. Nu ați aruncat. Vedeți ce simplu este. Cupla cinematică. Acest element cu acest element. Da? Și gata, s-a rezolvat problema. Discutam de cuple de clasa 5, cele de rotație și cele de translație. Nu înseamnă că dacă între două elemente am o cuplă de clasa 4, acolo e ceva multiplu. Da? Mă înțeles eu, Brucilor. Mă bucur că ai înțeles. Îmi pare rău că ai înțeles greșit, dar eu am... Nici. La cei 4 mai puțin o să ai multiplu, deodată, da. Ca număr. Dar nu e multiplă, că eu am analizat o particularitate. Dacă avem sau nu avem cuplă multiplă, da? Bun. Am stabilit că nu avem. Asta înseamnă că e corect și mergem mai departe. Vedem cuple cinematice de clasa 4. Avem una aici, între camă și rolă. Ce punem H. Mai avem aici, între rolă și elementul acesta aici. Și mai avem aici, între tija aceasta, între corpul acesta din ciupercă și elementul acesta, I, și J. Da? Asta înseamnă că avem una, două, trei. Da? Avem trei, I, nu, H, H, I, și J. Iar aici avem de la A până la G. Ca să le putem identifica ușor. Da? Avem trei cuple cinematice superioare în punctele H, I și J. Analizăm celelalte două particularități. Dacă avem sau nu avem legătură pasivă. Avem.
La acest mecanism, sigur că avem o legătură pasivă, unde o identificăm? G. G. Ori cupla F, ori cupla G. Da? Una din cele două cuple cinematice, spunem că este o legătură pasivă, repet, în ideea că toate elementele sunt nedeformabile, da? Inclusiv elementul 6. Asta înseamnă că aici vom utiliza relația, minus 2 și 5. Am zis că punem indice ca să nu avem nicio, să nu facem nicio confuzie între acest N și acest N, între acest C5 și acesta, între acesta și acesta. Da? Bun. Deci putem renunța ori la legătura aceasta, ori la legătura aceasta. La care vreți vă. Da? Și mecanismul, sigur, funcționează bine, mersi. Rolul aici e de a ghida și de a asigura o rezistență, să zicem, la flambaj pentru elementul 6, în cazul în care se transmit și forță și moment. N reprezintă numărul elementelor din legătura pasivă, numărul elementelor la care putem renunța să participe la legătura pasivă. În cazul nostru, cât este? Zero, pentru că desfăcând o legătură, nu dispare niciun element. Nici elementul fix, nici elementul 6. Da? Asta înseamnă că va veni 3 ori 0 minus. Câte cuple de clasa 5-a realizează această legătură pasivă? Una. Una. Aceasta, deci, dacă aceea am stabilită, 2 ori 1 și nimic de clasa 4-a legat de treaba asta, vine 3, asta este 0, asta este minus 2 și este minus 2. Da? Altă legătură pasivă nu mai avem la acest mecanism. Da? Dacă am fi avut, am fi identificat și alte legături pasive, puteam să calculăm la fiecare, deci L pe 1, L pe 2, L pe 3, ne dădeau anumite valori, le adunam frumos algebric, ținând cont de semne, și obțineam sumă din L pe. Da? Sau, cum am făcut cu cei la seminar, putem stabili global, lucru care o să vă facem și cu cesanță. Următoarea particularitate, să rezolvăm și partea aceasta de aici. Mișcări independente. Avem la acest mecanism sau nu avem? Avem. Unde avem? Rola B și rola 2. Deci rola cu numărul 2 și rola cu numărul 4. Da? Dacă înghețați mecanismul, îl blocați tot ce este acolo și învârtiți de rola, se poate mișca rola respectivă și una și cealaltă. Da? Sigur, am putea să calculăm Li de 1, Li de 2. Rezultatul, dacă îl adunăm, va fi exact așa cum calculăm acum. În cazul nostru va fi 3 și punem aceeași relație, dar hai să scriem ca să... Da? 2, C5, minus C4. Domnul profesor, da. Dar elementul numărul 6, da? Nu este independent. Ce se fie? Nu este independent. Elementul numărul 6, sigur, nu este independent, pentru că dacă acesta se gândește că îl miște așa în sus și jos, fără să, când destaci legătura asta, nu este regulă. Da? Deci aici întotdeauna apare un arc, dacă ții minte la laborator, noi arcul nu ne interesează, ci contactul acesta este aici, numai că de aici merge mai departe ceva care dacă apeși, deschide, închide o supapă sau... Da? Deci nu putem să-l considerăm mișcare independentă, pentru că nu are rost să se miște. Nu funcțional este posibil. Deci, NID în cazul nostru este 1, 2, 2. Da? Deci vine 3 ori 2 minus. Câte cuple de clasa 5-a permit acestor elemente să se rotească? Păi D-ul de aici și D-ul de acolo. Da? Asta înseamnă 2. Vine minus 2 ori 2. Da? Și cuple de clasa 4-a, mișcare independentă, nu are nimic cu cuplele de clasa 4-a de aici și de aici. Nu datorită lor apare acea mișcare. Și dacă vedem, 6 minus 4 este 2. Da? Dacă am fi avut o singură rolă, Li de N și A1, dacă avem două role, vă spuneam, Li de 2, dacă avem 9 role, Li de este 9. Aici am calculat
global pentru fiecare, adică global mișcare independentă, dacă calculam independent pentru această rolă, ar fi venit 3 ori 1 minus 2 ori 1, da? Ar fi fost 1. Pentru cealaltă, la fel, 3 ori 1 minus 2 ori 1, tot 1, 1 plus 1, 2. Rezultatul este acela, da? Deci, repet, putem calcula independent pentru particularitățile respective gradul de libertate sau pur și simplu global. Eu am ales în această variantă să fie în mod global. Având toți termenii aceștia, putem calcula gradul de mobilitate. 3 ori 6 este 18, minus 2 ori 7, 2 ori 7 este 14, minus 3, da? Aici avem minus 2 și cu minusul din față este plus 2, aici avem 2 și cu minusul din față minus 2, 18 minus 17, asta înseamnă 1. Am calculat gradul de mobilitate. Gradul de mobilitate este 1. Ne uităm pe mecanism. Avem un element motor marcat prin săgeata, că pe acolo introducem mișcarea. Și atunci am stabilit gradul de mobilitate. Este gradul numărul elementelor motoare. Elementul nostru fiind 1. Și atunci concluzia pe care o tragem pentru prima parte, mecanismul este dezmodron. Atunci putem spune că prima parte am încheiat-o, mecanismul este dezmodron. Putem să continuăm cu cea de-a doua parte. Și anume, cea de-a doua parte înseamnă să împărțim în grupe cinematice. Dacă ținem cont de ce am spus ora trecută, grupa cinematică este lanțul cinematic cel mai simplu format din lanț cinematic deschis, cel mai simplu format din numai din grupe cinematice inferioare, da? Care adăugat s-a spus din mecanism nu modifică gradul de mobilitate. Noi vedem că avem una, două, trei grupe cinematice superioare. Înseamnă că aici vom apela la acea transformare instantaneu izocinetică. Găsim un mecanism echivalent pentru această poziție a mecanismului, de instantaneu, că facem pentru această poziție de aici, da? Și procedăm exact așa cum am stabilit ora trecută. În punctul de contact vom duce normala comună, având în vedere că rola aceasta este circulară. Centrul de curbură este aici, deci un cerc de curbură, un centru de curbură am și găsit, da? Normala va trece prin centrul de curbură. Pentru această suprafață de aici, centrul de curbură se va găsi pe normală, da? Sigur că spunem că este aici. Și vom lega cupla aceasta de cupla aceasta, da? Și am transformat această conexiune de aici, această conexiune, numai cuplea cinematică superioară considerată, kA minus 1, am transformat-o într-o conexiune de tip kB minus 1, bazându-ne pe proprietățile conexiunilor despre care am vorbit. Da? Deci în mecanismul echivalent nu vom mai avea kA, nu vom mai avea ora, ci vom avea partea aceasta. Acum, acest punct de aici, care este centrul de curbură pentru porțiunea infinitezimală din punctul de contact, se datorează camei. Asta va trebui în final să legăm de elementul loc de cam. Da? Și am făcut înlocuirea respectivă. Aici procedăm exact așa cum am făcut ora trecută. Rola, secțiune circulară, da? Normala trece prin centrul rolei. Acolo va fi, pentru suprafața aceasta convexă, centrul de curbură. Aici vom amplasa o cuplă de rotație, pentru că rola face mișcare de rostogonie. A doua suprafață este o suprafață plană. Centrul de curbură la infinit, raza de curbură infinită. A doua cuplă cinematică va fi una de translație. O punem aici, cuplă de translație. Și legăm cele două între ele. Da? Vom avea din nou o conexiune, în final, kB-1,
în loc de conexiunea K-A minus 1, cupla cinematică superioară, formată numai din cupla cinematică superioară. Venim și aici, da? Ducem normal în punctul de contact. Pentru această suprafață de centrul de curbură este, varianta asta va fi, da, putem să punem undeva aici. Sigur că aparține de asta este legat de porțiunea aceasta. Cea de-a doua cuplă cinematică va fi una de translație. Da, și obținem mecanismul echivalent. La mecanismul echivalent o să desenez alături. Nu mai avem legături pasive. Deci legăturile pasive nu mai sunt considerate la mecanismul echivalent. Și atunci, prin transformările pe care le-am realizat, obținem următorul mecanism echivalent. Cupla aceasta pornesc de aici. Da? De aici vine elementul acela de legătură cu omul. Așa? De acolo am ajuns acolo, centrul roarei. De aici urmă și rămâne cupla de translație. Acesta este mecanismul echivalent. Mecanismul echivalent. Obținut prin acele transformări instantaneu izocinetice, în care am înlocuit cuplă cinematice superioare, care doar cupla formează o conexiune K-A minus 1, cu conexiuni de tip K-A B minus 1, conexiune de tip K-A B minus 1 introduse au numai cuple cinematice inferioare. Și acum, dacă uitați la acest mecanism, are în conținut numai cuple cinematice inferioare. Acum, acest mecanism, pentru această poziție, trebuie să facă elementul condus exact aceeași mișcare ca și dincolo. De-aia am spus că am făcut transformări instantaneu izocinetice pentru această poziție. Când el, sigur, schimbă aici poziția, altul este mecanismul echivalent. Acum îmi pun problema. Transformarea aceasta am făcut-o corect sau nu am făcut-o corect? Corect este dacă la acest mecanism pe care l-am obținut îi calculez gradul de mobilitate și același grad de mobilitate ca și timp. Da? Atunci spunem că transformarea a fost corect făcută. Și dacă ne uităm, aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemente, da? N egal cu 8. Cuple cinematice de clasa 5-a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Legături pasive nu mai avem la mecanismul echivalent. Grad de libertate de prisos nu avem, mișcări independente. Da? N-am avut cuple cinematice multiple și nu mai avem cuple cinematice de clasa a 4-a. Acesta a fost lucrul pe care am făcut transformare. Dacă calculați aici gradul de mobilitate, 3 ori 7, 21, minus 20, egal 1. Da? Deci 1 avem aici, 1 avem și dincoace, transformarea a fost corect realizată.
și mecanismul echivalent peste corect. Și urmează pe acest mecanism să facem ultima parte, și anume aceea de împărțire în grupe cinematice. Totdeauna când împărțim în grupe cinematice, căutăm cele mai simple grupe cinematice. Și atunci încercăm cu grupele cinematice cele mai simple, care sunt formate din două elemente și trei cuple cinematice. Dacă reușim să facem împărțirea mecanismului în mod corect, utilizând grupe cinematice aceste cele mai simple, înseamnă că totul este în regulă. Țineți cont că împărțirea în grupe cinematice este univocă, altă variantă decât cea, să zicem, care o să o facem și va fi corectă, nu veți putea găsi. Înseamnă că dacă urmăm pe o anumită cale, în altă variantă de împărțire în grupe cinematice nu vom găsi. Corect, repet, este atunci când toate elementele și toate cuplele cinematice mecanismului sunt prinse în grupe, mai puțin elementul motor și cupla cu care acesta se leagă de elementul fix. Asta trebuie să rămână afară. Restul, toate cuplele și toate elementele trebuie să fie prinse în grupe. În acel moment, împărțirea este corectă. Împărțirea în grupe cinematice pornește de la elementul condus, mergând în aproape înspre elementul conducător, da? Și căutând cele mai simple grupe cinematice. Hai să încercăm să vedem. Și vedeți cum marcăm grupele. Deci, pornind de la elementul condus, elementul 7, împreună cu elementul 6. Sigur, elementul 8 este exclus aici, da? Elementul fix. Nu intră în grupe cinematice. Deci, mergem de aproape în aproape. Vedeți? 7 și următorul. Nu pot să iau un element de aici și un element de acolo. Deci, nu se poate așa. De-aia, regula spune, pornind de la elementul condus, mergând din aproape în aproape, înspre elementul conducător. Elementul 7 cu elementul 6. Două elemente am identificat. Trei cuple cinematice aferente acestora. Una de aici, una de aici și una de aici. Da? În cercuim, vedeți pe unde am trecut și o să spun de ce, cu o linie continuă subțire, și am identificat prima grupă cinematică. Vedeți, am trecut pe aici, că dacă veneam așa, asta însemna că am inclus și legătura, și elementul fix. Dar pe atunci nu mai sunt două elemente, sunt trei elemente. Da? Elementul fix nu este considerat, și atunci este cupla de aici, cu cupla de aici și cea de aici. Da? Trei cuple cinematice, elementul 6 cu elementul 7. Am trecut frumos pe aici, nu pe aici. Mă duc mai departe. Elementul următor, după 6, de elementul 5, da? Din aproape în aproape, elementul 5 cu elementul 4. O cuplă de aici, a doua de aici, a treia de aici. Înseamnă că și aici am o grupă cinematică. Da? Și vedeți că unde am trecut, din nou pe aici, tocmai ca să nu includ elementul fix, pentru că el este exclus prin inițiale. Mergem mai departe. Am ajuns elementul 4, urmează elementul 3, cu elementul 2, o cuplă de aici, una de aici și încă una de aici, o nouă grupă cinematică. Da. Am identificat grupele cinematice. Vă rog să vă uitați. În acest moment, toate elementele și toate cuplele cinematice sunt prinse în grupe, mai puțin elementul motor și cupla cu care acesta se leagă de elementul fix. Da? Astea nu sunt prinse, înseamnă că împărțirea este corect făcută. Da? Nu a rămas nimic afară din mecanismul respectiv. Dacă am făcut această împărțire, urmează pentru grupele cinematice pe care le-am găsit, să spunem de ce clase sunt și de ce ordine sunt. Nu? Conform celor discutate, clasa este dată de forma geometrică cea mai complexă a elementelor, văzut cum a fost dat în tabelul respectiv. Dacă avem elemente din acestea binare, de tip bară, acelea sunt
considerate totdeauna pe clasa a doua, dacă intervine și un element sau se închide cumva un element ternar sau apare o formă geometrică, formă de triunghi, este de clasa a treia, clasa a patra și așa mai departe. Elementul 7 și elementul 6 sunt elemente binare, elemente de tip bară. Deci asta este de clasa a doua. Element de tip bară, element de tip bară, tot de clasa a doua. Și bară, bară, element binar. Noi elementele binare sunt cele care au două legături cu restul mecanismului. Și acest se jucă ce fac de clasa a doua. Și mai trebuie să stabilim ordinul. Ordinul este dat de numărul legăturilor pe care le are grupa cinematică cu restul mecanismului. Dacă vă uitați la această grupă cinematică, prin această cuplă se leagă de elementul X, prin această cuplă mai departe, da? Asta este o cuplă intermediară care leagă elementele grupei, da? Discutăm de cuplele care leagă grupa de restul, da? O legătură, a doua legătură. Deci de clasa a doua, ordinul 2, o legătură cu elementul fix, o legătură cu ce urmează, deci tot de ordinul 2, și respectiv, aici, o legătură cu elementul fix, o legătură cu elementul motor, tot de ordinul 2. Și dacă vrem să fim corect până la capăt, spuneam că grupele cinematice de clasa a doua se împart în aspecte, și atunci aspectul este dat de tipul cuplelor cinematice din grupă și aspectul îl stabilim mergând pe firul pe care se transmite mișcarea de la motorul gol. Adică grupa asta e de aspect rotație, rotație, translație. Da? Deci R, R, T. Rotație, translație, rotație. Da? R, T, R. Da? Translație, rotație, translație, deci T, R. Și în acest moment, grupa cinematică, mecanismul, a fost împărțit și în grupe cinematice și spunem că în acest moment am făcut o analiză structurală completă. Sigur, ca să evit o întrebare că așa trebuie făcut la examen, răspunsul corect este da. Pentru nota 10. La o parte de aplicație de la subiectul din structura mecanismelor, dacă primiți un mecanism pe care trebuie să-l analizați, pentru ca să ai 10 la problemă, aceștia sunt pașii și atunci am făcut analiză structurală completă. Da? Nu este complicat, sigur că noi o să facem la seminar aplicații de acest tip, cu mai multe mecanisme. Dacă veți dori să faceți și antrenamente în afara orelor de antrenament prevăzute la seminar, eu o să vă pun la dispoziție un pachet de mecanisme pe care voi puteți să le analizați și în momentul în care întâmpinați vreo problemă, sigur puteți să mă căutați, putem să discutăm. Asta n-am, cum am făcut, ceva nu este bine sau eu știu ce. Dacă voi aveți întrebări legate de ceea ce am făcut până acum. Am încercat și așa voi face la fiecare capăt de capitol. O să iau un mecanism și tot ce am discutat acolo o să aplicăm ca să aveți un model. Toată lumea, cel puțin de aici, de la curs. După aceea, repet, la seminar o să facem, bineînțeles că aceeași cale, deci nu putem face altceva decât ceea ce facem. Acolo ne antrenăm cu diverse mecanisme. Da? La cinematică, tot așa, acum nu o să mai încerc capitolul în cinematică, pare rău, dar nu putem să discutăm două, trei cuvinte și după aceea săptămâna viitoare să le luăm. Săptămâna viitoare o să intrăm în următorul capitol. Nu știu când programează decanatul parțialul, dar dacă programează cât de curând
că el este cel care, împreună cu domnul prodecan Ghita, fac programările și o să rugăm să nu ne pună duminică, după masă, sâmbătă, seara, că nu văd, că ne-am nici întotdeauna azi, da? Dacă doriți, neapărat puteți să spuneți. Nu pot face așa ceva. Dacă până atunci nu încheiem și capitolul de cinematică, vom putea deconta la parțial numai capitolul de structură. Da? Dacă o să fie prin noiembrie la sfârșit, să zicem, și terminăm și capitolul de cinematică, atunci voi putea să, vom putea la parțial să decontăm și cinematică și probleme. Da? Dar ce înseamnă? Ca să ajung cu toate grupele la seminar să terminăm și capitolul de cinematică. Nu se poate. O grupă ajunge la seminar și facem aplicație și una nu ajunge și atunci nu este egalitate și nu este corect. Bine? Da. Bun. Ne oprim astăzi aici.